Bună ziua, bună seara, bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar, viziune, citire pe foaie. Astăzi am să vă fac citirea generală pentru domni și doamne pentru săptămâna 28 octombrie-3 noiembrie 2024. Luați în considerare că este o etalare colectivă, nu puteți rezona toți cu aceste etalări. Și până amestec cărțile, vreau să vă mulțumesc pentru prezență și sprijin, pentru like-uri, comentarii, pentru faptul că veniți și reveniți, noilor abonați. Iar dacă considerați că rezonați cu citirile mele, vă invit să apăsați butonul de abonare și clopoțelul. Este gratuit pentru a primi toate videourile pe care le postez în timp util. Bun. Hai să vedem. Cartea luminată de la Dumnezeu, lăsată patru posturi, s-a împostit, am pus nume de ghicit, astăzi se deschid pentru toți cei care se vor uita la acest video. De-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați. Amin. Sunteți puși pe drumuri, începeți săptămâna cu pe drumuri scurte, drumuri lungi, vă hotărâți unde să plecați și în străinătate la începutul acestei săptămâni, în weekendul viitor. Mulți dintre voi veți pleca undeva, poate neapărat în străinătate, dar veți face drumulețe mai lungi, dar la începutul săptămânii veți fi pe drumuri scurte pentru rezolvat anumite probleme. Sunteți un pic dați peste cap, un pic obosiți sau aveți foarte multe de făcut și nu știți de la care cap să o luați. În altă ordine de idei, ar fi bine să vă scrieți pe o hârtiuță, asta este extra de cărți, da? Să vă organizați sau nu neapărat să vă faceți programul, cât să vă treceți fix tot ce aveți de făcut ca să nu vă simțiți blocați la un moment dat, da? Nu știți încotro să o luați. E ca și cum v-ați face un pic de să vă faceți un program. Vă este gândul foarte mult la o relație, la un fost sau la o fostă relație sau la o actuală relație. Nu știți ce va urma. Să vedem ce va urma. Uite, vorbe un pic mai proaste. Deci este clar că aici e mai mult o fostă relație sau o relație care nu prea merge, pentru că sunt discuțiile aici. Deja de luni veți începe să dați bani, dar daruri mici, nu daruri mari. E ca și cum trebuie să, nu știu, să vă faceți cumpărături, să mergeți la farmacie, să vă reînnoiți cu mâncare sau medicamente, că sunt chestii mici, da? Dar nu veți cheltui foarte, foarte mulți bani. Alții dintre voi mergeți la bănci, ia uite, sunteți cu băncile luni și marți. Trebuie să vă reglați niște lucruri acolo. Veți avea și bani să dați dacă aveți de dat, dar veți. Nu veți fi supărați, ca și cum vă eliberați de ceva, dar puteți avea și realizare sau vă schimbați un contract la bancă sau vă prelungiți. În altă ordine de idei, aici cineva merge să caute și un doctor la începutul săptămânii. Veți mai primi și vești oficiale cu bucurie. Veți găsi o persoană mai tânără care o să vă ajute pe sănătate, acolo unde este cazul. Mulți dintre voi veți cunoaște multe persoane în următoarea săptămână. Vă văd în aglomerații cu persoane străine sau pur și simplu veți vorbi și cu persoane cu care n-ați mai vorbit de mult. Ia uite, să dea Dumnezeu așa să fie, se încheie două situații cu vești, pe vești bune, cu bucurie.
vă rezolvați tot ce ține de acte, de doctori. V-am spus, la doctor o persoană mai tânără vă ajută. La bănci la fel reușiți să vă rezolvați o problemă. Dacă aveți vreun examen de dat săptămâna viitoare, se pare că îl veți lua. În orice caz, faceți multe drumuri și drumuri și drumuri scurte. Aici sunt foarte bine aspectate. E o săptămână, aș zice că începem sau începeți puțin pe agitație sau începem, că și eu sunt tot om și pentru mine dau, dar cumva reușiți două situații să le rezolvați luni și marți, ca și cum totuși n-ați mai avea timp sau ați hotărât așa dintr-o dată să puneți punct anumitor lucruri și luați taurul de coarne și plecați la atac și le rezolvați. Vreau să vă spun că cei care sunteți născuți pe data de 31 în orice lună, trebuie să mai stați în așteptare, trebuie să mai așteptați ceva, da? Stați liniștiți, nu vă agitați, pentru că veți primi un răspuns, chiar dacă, uite, am răspuns în dragoste, vezi? Deci, dacă sunteți născuți pe data de 31 în orice lună și așteptați vești de dragoste, le veți primi. Deci, da, trebuie să stați să așteptați, să mai aveți un pic de răbdare. Da. Ia uite, și se pare că relația va merge într-adevăr în față, înainte, sau pur și simplu vă hotărâți la o căsătorie. Sau dacă sunteți născuți pe 31 în orice lună, poate totuși cineva din familie se căsătorește, vreun copil, poate fi și asta, și așteptați cu sufletul la gură. În orice caz, lucrurile se termină în bine. Da? Alții dintre voi veți cu așteptarea asta, poate așteptați să cunoașteți pe cineva nou sau vă place cineva și va reveni și va fi o relație serioasă. Haideți să vedem mai departe. Faceți acte. V-am spus, eu luni, marți și miercuri. Din nou, uite, vedeți, vă hotărâți până la jumatea săptămânii să plecați la un drum, iar cei care lucrează pe drumuri și conduc mult, haideți să vedem ce mai cade la voi. Ia uite, totuși stați să vă gândiți dacă să plecați la muncă sau nu, mai ales dacă sunteți partea masculină și veți pleca. Vă gândiți, acum mai aveți acte de făcut, veți face un contract, veți pleca totuși, iar dacă într-adevăr aveți voi ca doamne, aveți pe cineva în casă care e parte bărbătească, să știți că va pleca la un drum, dar e vorba, e peste pentru un contract. Deci bănuim că... dar nu trebuie neapărat să fie drum de graniță, știți? Și bănuiesc că este pe muncă, în altă parte schimbă locul sau pur și simplu poate aveți pe cineva la drum lung voi, o parte bărbătească și cumva se gândește cum să vină către voi, pentru că văd aici și vești pe de altă parte. Gata, se termină niște lucruri, niște probleme, se termină ceva, văd aici, unde ați fost blocat sau foarte greu ați rezolvat niște probleme, mai ales dacă sunteți damă de roșu, dar se termină niște chestii. Uite, primiți vești, am vrut să mai trag una, da? Niște rezolvări, da? Niște vești, asta când cade aici, sunt, nu sunt doar mesaje sau telefoane. Astea sunt acte oficiale, da? Deci vă rezolvați ceva oficial, indiferent despre ce este vorba. Ia să vedem și pe casa voastră și pe sănătate. Exact, vedeți,
Ori că e vorba de sănătate, ori de casă, unii dintre voi, deci toți care sunteți de roșu, da? Exact cum a căzut cartea aici, că sunteți doamnă sau domn, toată lumea care vă știți de roșu, să știți că vă rezolvați anumite probleme pe sănătate sau pe casă. Haideți să vedem ce mai... O transformare aici, să vedem cu cine a căzut moartea, să vedem dacă este într-adevăr. Ai vezi? Deci, bineînțeles că și alții dintre voi cu singurătatea asta și cu moartea, poate sunteți singuri în casă, doriți un nou început, doriți și voi o bucurie, ați vrea să fiți cu cineva, ia să vedem dacă reușiți, pentru că totuși la un moment dat veți avea bucurie cu un nou început după multe probleme, dar a căzut că dacă așteptați și aveți răbdare, veți fi și voi cu cineva, duceți-vă aminte la începutul cărților, deci eu zic așa că sunteți supărați, mulți dintre voi ați avut necazuri, dar uite cineva care a făcut moșmoan de cineva aici este încă blocat în urma unor moșmoan de care s-au făcut în trecut de o... Eu cred că aici este totuși o fostă soacră sau... Da, pentru că era pe stabilitatea voastră, era pe căsnicia voastră, pe casa voastră, pe ceea ce aveți cineva, nu v-a suferit și aici, da, este o soacră. Deci cei care vă regăsiți, să știți că dacă sunteți singuri aici și ați divorțat sau v-a făcut vouă ceva și a murit soțul sau soția voastră, a căzut pe celălalt. Aici nu-mi place. Dar, ups, ia să vedem, nu mai pot să iau, a căzut sicriu, exact ce vă spuneam, dar nu m-a plecat să nu mă vedeți. Ideea este că, deci este clar că, dar și această femeie și soacra, cred că a și murit și ea, cred că a murit și ea din cauza ei, v-ați... ați rămas singuri, dar se termină după îndoiala asta, uitați-vă că veți avea și voi noroc. Părerea mea este că lucrurile se vor aranja cu timpul. Dacă vă mai faceți ceva, trebuie să faceți ceva. Bun, mai departe, ia să vedem. Ups, ce frumos! După Mihail și Gavril, toți care sunteți de top, că sunteți domn sau doamne, veți avea o mare... bucurie după Mihail și Gavril, ori înainte, ori după. Haideți să vedem cu ce vine această sărbătoare mare și zic asta pentru că Sfântul Dumitru a căzut, ia uite, cu un noroc chior, vine cu un mare noroc și aveți o intuiție. Nu știu, veți avea vibrația destul de înaltă sau o intuiție foarte bine dezvoltată sau ceva se întâmplă în voi, deci toți care sunteți de tobă. Și veți face ceva sau acum că vin cu acest mesaj, fiți atenți înainte de Mihail și Gabriel și imediat după, cu 2-3 zile, da? Să fiți atenți la ceea ce se întâmplă pentru că această sărbătoare va duce să stați până la sfârșit, care reușiți să vă dau un pont pentru, apropo de Mihail și Gabriel, să vă puneți o dorință, să citiți o rugăciune, vă spun cum trebuie să o faceți, că mi-am adus aminte, pentru că mi-a căzut această sărbătoare mare aici. Deci veți avea un mare noroc, aveți grijă să nu ratați ceva, deci veți fi atât de intuitivi încât, nu știu, rezolvați ceva, se întâmplă ceva de bine, deci veți avea intuiție într-adevăr, vă vine o idee sau ceva și veți avea un noroc cu chestia asta sau pur și simplu, mai ales dacă aveți examene de dat, este ca și cum ați ști exact ce să învățați sau cineva vă spune ce să învățați, iar după chestia asta veți fi atât de obosiți. Deci aici este o problemă care o să vi se rezolve
Mă rog, deși dăm până pe 3 noiembrie, dar asta așa mi-a căzut, veți fi foarte obosiți, e ceva care de mult așteptați și nu mai credeți că se poate rezolva sau pur și simplu, dacă învățați, veți fi foarte obosiți după acest examen, dar și cei care vă așteptați dragostea de mult, că uite, poate să fie și examene secrete sau după ce ați obosit să așteptați pe cineva, pe cineva nou sau cineva din trecut, ce credeți chiar apare. Dar foarte bine aspectată dragostea în perioada aceasta de asemenea. Da. Haideți să vedem, ia uite, hotărât, vă vin bani. Da, aici sunt bani de luat. Deci veți avea noroc și de bani spre sfârșitul săptămânii viitoare. Clar se întâmplă ceva de bine și din pământ, din iarbă verde. Poate vă vine o idee și mai faceți ceva sau pur și simplu aveți această intuiție în urma căreia vă vor veni realizări de bani și 100% veți lua bani. Dacă era asul ăsta întors, dădeați bani. Deci 100% veți avea și o rezolvare de bani. Ia uite, mai ales după ce vă întoarceți de la un drum. Deci fiți atenți ce vă spun. Cei care plecați în weekend, în străinătate sau într-un weekend undeva la drum, dar asta nu e să vă... Știți cum e? Dacă deja ați gândit chestia asta și este 100% în momentul când auziți acest video, 100% așa va fi, cum vă spun eu. Dar dacă forțați lucrurile, adică să nu fi avut nicăieri unde să plecați și vă faceți de drum, nu se ia în considerare, da? Deci vă veți întoarce de la drum, un drum deja stabilit și veți avea un nou început. Veți avea bani, veți avea un nou început, iar acolo unde este cazul, poate la un drum, dacă plecați într-un concediu sau un city break, să știți că veți rămâne și însărcinate. Ia uite, dragostea în picioare, nou început, copilul, dragostea. Și la voi, foarte frumoasă cartea, deci va fi o săptămână de vis. Bineînțeles că mai cad și pierderi eu. Aici aveți grijă, toți care bărbați, în mod special aici care sunteți cu ochii verzi sau albaștri, sau dacă aveți bărbat cu ochii verzi sau albaștri, sau dacă sunteți chiar și doamne de verde, aveți un pic grijă la o pierdere sau pierderea unui bărbat sau despărțirea de un bărbat de verde, dar orice s-ar întâmpla sau discuții, vedeți că este de la Dumnezeu acest lucru, deci cred că și voi știți că orice se întâmplă aici, la voi, domnilor, care sunteți cu ochii deschiși, sau doamnelor, dacă aveți bărbați cu ochii verzi sau albaștri, după o pierdere, vedeți că aici, cu preotul ăsta care îmi spune că e de la Dumnezeu, vă vin și bani aici, poate trebuie, dacă vă despărțiți de cineva, că aici îmi cade pierderea unui bărbat, da? În urma acestei pierderi veți avea realizarea. Acum nu știu dacă vin neapărat și banii sau vin altceva din ce puteți face voi bani. Dar ce se întâmplă cu pierderea asta va duce realizare de dar. Sigur că dacă, Doamne ferește, e un tată, un părinte sau soțul pe care îl iubiți foarte mult și cu care ați fost foarte bine, să știți că sigur că veți suferi, dar ce să facem, important este că se termină cu bine. În altă ordine de idei, dacă ați avut pierderi la un proces sau în urma unui proces sau un proces care ține de foarte mult timp, și ați mai avut și pierderi, să știți că până la urmă nu veți pierde tot. Aici am cade cu câștig. Poate nu veți câștiga cât vreți voi, dar, Doamne, Doamne, uite, ține cu voi. Pe de o parte și pe de altă parte pot să vă spun, dacă ați fost la un preot, la un preot, la un
nu știu, l-a ghicit, la, nu știu, și-ați dat bani, să știți că vă vor veni înapoi înzecit, înmiit, nu știu, e ca și cum vă vine ceva înapoi acolo unde ați cheltuit bani, da? Dar, v-am spus, este ca și cum un clarvăzător, un bioenergetician, un preot, un ceva. Bun, cine mai are și ghinion aici? Ia să vedem, iar pierderi ghinion un pic pe dragoste, deci este clar că și, uite, și, bă, mai bine că ați scăpat de cineva, pentru că îmi cade aici și hoțul, și ghinionul, și pierderi pe dragoste, da? Dacă v-ați despărțit sau vă despărțiți în următoarele două săptămâni, ziceți, bă, bă, da, proste, da? Haideți să vedem cum vă merge cu soții, prietenii, iubiții, acolo unde ei există, cu prietenele, cu iubitele. Uite, fericire profundă veți avea în următoarea săptămână, o jumătate din ei sau din voi, o parte din voi, da? Iar la cealaltă parte, supărarea, exact ce vă spuneam. Deci mai sunt și divorțuri pe ei sau separări, dar ce credeți? Nu e nicio problemă, n-ați pierdut nimic, credeți-mă, orică e o iau sau un el, n-ați pierdut nimic, ca săptămâna este minunată. Înainte să termin, notați-vă că mai am de scos cărți, bineînțeles, dar vreau să nu uit, ia să vedem, să mă uit un pic la 8 noiembrie, cade sâmbătă, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci, nu, cade vineri, noiembrie, 8 noiembrie cade vineri, 1, 2, 3, 4, deci pe data de 5, 5 noiembrie, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, inclusiv până pe data de 11, deci 5 și 11 noiembrie, citiți Acatistul Sfântului Mihail și Gabriel și vă puneți o dorință. Credeți-mă că se îndeplinește. Deci credeți-mă, da? Și acum să continuăm cu cei care sunteți absolut singuri și nu aveți, n-așteptați pe nimeni. Să vedem dacă în următoarea săptămână vă cade vreun crai. Ia uite, cineva cu ochii verzi sau albaștri, care e mai tânăr decât voi măcar cu o zi, sau o doamnă care e mai tânără decât voi, măcar cu o zi, vreau să vă spun că vă caută, dar aici nu e cineva nou, este cineva din trecutul vostru cu care ați avut o relație serioasă, pentru că îmi cade cartea întoarsă, ceea ce înseamnă că ați avut o relație cu acest bărbat sau cu această femeie, cu ochii verzi sau albaștri, care este măcar cu o zi mai mică decât voi, ați fost împreună, v-ați despărțit, și veți vorbi. Acum, poate să nu e neapărat că vă împăcați cu această persoană, dar pur și simplu veți auzi de ea. Ia să mai vedem. Uite, apare un bărbat și dreaptă cartea, un bărbat de roșu, deci multe dintre voi, de exemplu, vă puteți cunoaște un bărbat de roșu sau voi, dacă sunteți bisexuali, de asemenea aveți noroc în dragoste și un bărbat de ghindea va apărea din nou în viața voastră, ori din nou, ori unul nou, brunet cu ochii negri, dar e carte dreaptă, deci asta înseamnă că dacă v-ați despărțit de el, apare într-o energie mai pozitivă, adică nu vor mai fi problemele care au fost în trecut, iar dacă nu-l cunoașteți, va fi un bărbat bun, o să fie, deci, ia uite, și de tobă, deci aveți aici, dar multe acte veți rezolva cu doi juveți și cu doi popi. Cu siguranță majoritatea dintre voi veți semna acte, veți face acte. Haideți să vedem acum pentru sănătate o energie generală, pentru sănătatea voastră. Uite, vă faceți bine, da? Ia uite ce frumos, faceți drumuri pentru sănătate, veți alerga, da? Veți avea succes, vă faceți bine pentru într-o situație care o aveți acolo, mă rog,
Dacă sunteți bolnavi sau aveți probleme, ceva se reglează și la voi. Pentru cei care aveți servici, dacă veți fi corecți, veți avea mare realizare, iar unii dintre voi să știți că vă paște și o funcție de conducere, mai ales dacă sunteți cu inițiala de N, de V și de E în nume sau prenume, veți avea mare realizare la servici. Sau luați chiar și un examen, da? În 5 zile, 5 săptămâni maxim. Cei care nu au servici, uite, și voi sunteți bine, trebuie, uite, să aveți răbdare și să fiți liniștiți și să acceptați ceea ce vă vine, pentru că veți avea într-adevăr veți avea noroc. Și cei care nu sunteți mulțumiți, poate, da, care nu sunteți mulțumiți de serviciu pe care îl aveți, să știți că și dacă sunteți vărsători, veți avea o mare realizare pe la jumătatea lunii noiembrie. Dacă sunteți cu litera K, V, M, N, în nume sau prenume, să știți că veți avea și voi noroc de un serviciu. Și în orice caz, nu contează zodia sau inițialele, într-adevăr vă cade și vouă abundență, de unde, de neunde veți face rost de niște bănuți, dar mai mult noroc veți avea la mijlocul lunii noiembrie. Cei care sunteți căsătoriți, săptămâna ce urmează veți fi foarte, îmi cade multă fidelitate, sinceritate, corectitudine în relații cu doamnele voastre și chiar și voi până la urmă văd că chiar dacă ați avut probleme în cuplu, să știți că lucrurile se îndreaptă în următoarea perioadă, da? Cei care sunteți singuri în săptămâna care urmează, uite, wow. Deci clar că unii divorțează, vă separați sau nu veți cunoaște sau sunteți deja într-o separare. Aici nu-mi place cartea asta, poate și așteptați ceva de la cineva din trecut și nu aveți o îndoială și nu se rezolvă, dar în toată agitația care ați avut-o în trecut în relații, uite, vine justiția divină și zice, bă, nu meriți ce ai avut în trecut, du-te în față. Și mai ales dacă sunteți cu litera R și cu litera B în nume sau prenume, este ca și cum să lăsați totul în urmă. Da, nu cade bine, nu vă mai împăcați, da? Dacă sunteți, nu vă împăcați că o să ajungeți în această situație, da? E ăla de verde mai tânăr cu o zi care o să vă urbiți, o să vină către voi, da? Și dacă vă împăcați cu el, o să vă aducă iarăși în situația în care ați fost, da? Deci nu vorbesc de cel de ghindă care se schimbă, da? Sau femeie de ghindă care vine total schimbat sau schimbată, da? Vorbesc de verde, da? Să fiți atenți, atente la ce vă spun ea, să vedem sfaturi din partea îngerilor și vine Ariel și vă transmite următorul lucru. Experiențe noi, mediumice și spirituale schimbă modul în care vezi lumea și pe tine însuți. Permite darurilor tale să se deschidă prin studiu, rugăciune și meditație. Experiențe noi, v-am spus, veți cunoaște multă lume nouă. Da. Și încă unul, Arhanghelul Rafael, în această săptămână, rugați-vă la el. Te ajut să vindești provocările fizice în tine și în ceilalți. Ești un vindecător ca și mine, deci veți fi bine pe sănătate și veți putea ajuta și pe alții. Mai tragem și o carte de la Îngerii Indigo, una singură, uite, a și căzut și îmi spunea încredere în tine. Deci, indiferent că e vorba de acte, de examene, de orice vrei să faci în această săptămână, ai încredere în tine că vei rezolva. Vă doresc tot binele din lume, sănătate și să nu ne lipsească nimic. O săptămână prosperă, vă pup, vă îmbrățișez și vă aștept la următorul videoclip. La revedere!